Doamna Valentina, la mulți ani! E în carne și oasă! Ia că am fost amă la o deplasare și vin la dumneavoastră tot cu felicitare, așa cu apel, că nu sunteți în țară. Că dacă erați în țară, veniem poate la dumneavoastră. Priniți colindătorii! Privesc în fiecare zi, cu deosebită plăcere. Vă mulțumesc frumos, ni s-o transmis. Adică prin rețeaua de socializare, bunătate, așa. De parte de casă, dar mă simt bine când văd lume frumoasă. Să știți că foarte multe mămici așa îmi spun și eu mă bucur și vă mulțumesc că am găsit un loc ușor în sufletelul la toate mamele. Eu așa am spus, toate mamele sunt mele și dăm pe urmă toți ceilalți, dar mamele ocupă locul întâi la mine, la felicitări, fiindcă și eu am cu mama mea o legătură aparte și probabil de asta mă vedeți în mine o fiică, poate eu știu, nu știu cum să vă spun, așa, dar mă înțeleg eu. Doamna Valentina, astăzi aveți o zi importantă, omageată sunteți și m-a rugat cineva tare drag să vă felicit. Și vreau să încerc scuze, poate va fi mesajul așa mai dureros, că n-ați avut o viață ușoară. Și îmi pare foarte rău că persoanele bune au de suferit. Dar dumneavoastră sunteți puternic și asta demonstrați zi de zi în continuare pentru copii și nepoți care sunt tare mândri. Haideți să începem și încerc scuze din start. Viața ne-a fost grea. Numai tu, sărmana, ai lucrat. Să ai din ce mâncare cumpăra. Ai fost în casă și femeie și bărbat. Tata permanent cu paharul și ne-a lungat din casă. Dar de fiecare dată ne întorceam vorba aceea ce o să zic satul. Rușine, așa-ți spuneau părinții. Tare am fost obișnuiți. Dar de vreo 10 ani ești în Rusia. Te-ai dus tot pentru noi la muncit. Lucrezi pentru noi să ne ajuți, să-ți dea Domnul sănătate pentru toate lucrurile pe care le faci. Ne-ai susținut absolut în toate. Ne-ai făcut și nunți, sărmana. Din nefericire, eu am divorțat, am rămas cu 2 copii de mână, dar tot cu ajutorul tău m-am ridicat. Datorită ție am supraviețuit, era o perioadă foarte grea, n-aveam nici mâncare pentru copii. Dar tu atunci de-abia ai început a lucra, dar acum când mamă vii acasă, la mine stai, fiindcă nu te poți apropia de casa pe care ai făcut-o. Așa e viața, mamă, uneori e prea grea. Cu ajutorul Domnului și a nostru te-am făcut bogată cu 7 nepoței. Aveți o legătură strânsă, te topești, mamă, după ei. Mamă, foarte tare te iubim, ești pentru noi un înger. Întotdeauna recunoscători vom fi, ești deosebit, atât de cuminte, iubitoare de copii. Întotdeauna ne-ai susținut și moral și financiar. Pentru asta, mamă, îți mulțumim mult și îți suntem recunoscători. Pentru nepoței îți dă-i tot sufletul. Doar cu pandemia asta ai o durere mare că nu poți veni acasă. S-o vezi pe mamunea bătrânică care te așteaptă plângând. Te felicităm, mamă scumpă, ești îngerașul nostru sfânt. Îți dorim multă sănătate, putere, răbdare, Dumnezeu să-ți dea în cale doar oameni buni și fie ca drumul vieții să-ți fie lin, să ai liniște sufletească. Îți simțim mult lipsa și vrem să te cuprindem, să ne întâlnim, să te iubim foarte mult și să te așteptăm cu drag acasă, mamă. Felicitarea vine din partea copiilor Lilian și Silvia, a ginerului Ion, a nororii Oxana, nepoțeilor și a cuscrilor Valentin și Ana. Iată așa, doamna Valentina, scuzați-mă că v-am făcut dureros, să aveți, cum să vă spun, ca fiecare dintre noi. Asta e viața, avem fiecare în viața noastră, iată avem câte un moment dureros, ce să facem. De-am și noi acolo undeva care ne punem, știți cum, ne facem viața cum o vrem noi și ideală, nu există. E ca viața ne oferă diferite. Dar eu vă doresc puteri și bucurați-vă că 7 nepoți ei, asta e o bogăție, doamna Valentina. Hei, hei! Și în caz mai și ei, ați de-ați. Foarte bogat, v-ați bine, toți frumușei, sănătoși, asta e tot bucurie mie. Eu chiar vă doresc putere în continuare. Deja ați trecut prin ce...
Sunteți ceva deosebit, ceva frumos. Așa eu simplu, cu din suflet. Eu vă spun, nu fac nimic sofisticat și compus, da, așa simplu, dar din tot sufletul vă mângâi, vă îmbrățișez cu sufletul măcar cum pot. Doamna Valentina, mulțumesc, ce vreți să le transmitiți copiilor? Cu Silvia am vorbit, dar v-ați dat seama. Și pot să le transmit. Transmit mulțumesc frumos și mult sănătate și lor să aibă și ei inimă bună de la copilaș, să mă bucur de dâși, atâta bucurie am pe lume. Așa. Și eu așa am niște emoții că m-am petrit. Eu vă înțeleg, doamna Valentina. Las că-i tot bine. Asta o să vă stăi mai ușor după asta, să știți tăriuna. Eu așa la tăți le spun. Vă doresc, vreau să vă cânt. Mulțumim. Dacă mai vreți ceva, spuneți, vă ascult. Dacă nu, vreau să vă cânt o melodie. Le mulțumesc la copiii din suflet. Am copii buni, am copii cu suflet, am copii cu minți. Mulțumesc la Dumnezeu. Și Natalia, mulțumesc mult, pătrunzul fiecare, sufletul fiecare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Valentina, vă cuprind și vreau să vă cânt o melodie frumoasă. Mă rugați, Silvia, piesa asta să vă interpretez și vă dedic cu drag, fiindcă e despre dumneavoastră. Vă ascult cu drag. Mama, pe brațele tale pământul îl ții, mama, cu ruga ta sfântă oprești calomnii, ești izvorul nesecat, ești zâmbet curat, un vis adorat. Mama, buchete de flori sunt copii din brațe, mama, din pieptul tău curg doar șuvițe de viață, ești o pasăre în zbor, ești un cântec de dor, un pom roditor, mama, om roditor. Ești sacru cuvânt, melodia ce-o cânt, ești sfânt legământ între cer și pământ, între cer și pământ, ești sfânt legământ, mama. Ești sacru cuvânt, melodia ce-o cânt, ești sfânt legământ între cer și pământ, între cer și pământ, ești sfânt legământ, mama, sacru cuvânt. Mama, în clipele cele mai grele strigă, mama, în amintiri și în vise te avem, ești o pasăre în zbor, ești un cântec de dor, un pom roditor, mama, cu ruga ta sfântă oprești calomnii, mama, pe brațele tale pământul îl ții, ești izvorul nesecat, ești zâmbet curat, un vis adorat, mama, vis adorat. Ești sacru cuvânt, melodia ce-o cânt, ești sfânt legământ între cer și pământ, între cer și pământ, ești sfânt legământ, mama. Ești sacru cuvânt, melodia ce-o cânt, ești sfânt legământ între cer și pământ, între cer și pământ, ești sfânt legământ, mama, sacru cuvânt. Doamna Valentina, scuzați-mă, o zi frumoasă vă doresc și dacă v-am făcut durere, scuzați-mă că n-am vrut. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult! Primiți, știți cum, viața, trecutul, problemele vieții, așa cum sunt. Și bravo că ați găsit puteri să vă ridicați și să mergeți înainte și încă așa ați ajutat copiii. Că... Da, spuneți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, că dacă este sănătate, le face, să toate le învingem. Așa este viața și se face. Când mai rău, când mai bine. Așa. Și mergem înainte. Bine, doamna Valentina, vă zic o zi frumoasă, cred că nu sunteți acasă, v-am prins undeva în, așa?
Sunt la serviciu. La serviciu. Sunt la serviciu și am fugit, am pus masca pe mână că nu sunt de voie. Nu se de voie. Eu trebuia să vă sun mai dimineața, dar am fost tot, am felicitat o doamnă, o mamă tot de 72 de ani și acolo jăle, doamne. Nimic, plăcut și plămiți de noapte. Da, vă mulțumesc. Plăcut și plămiți de noapte. Cât de târziu, dar vă sunam. Cât de târziu vă sunam, nu știam când ați mă întorc, dar cât de târziu vă sunam și vă mulțumesc mult cum ați ascultat. O zi frumoasă, doamnă Valentina. Vă mulțumesc și eu mult și mulțumesc la copii și... Da. O seară frumoasă. Da, doamne, mulțumesc. Din suflet vă mulțumesc. O leacă, o să sărbăm, așa da. Cât de puțin, că noi jubileu, dar o leacă, azi facem sărbătoare. Așa și trebuie, nu trebuie să treacă ziua, eu așa, tot la tăți le zic. O leacă, măcar cât de cât a trebuit de sărbătorit. E ziua de naștere, nu spate, străi. Te obișnuiești, da, în primul rând pe tine. De parte de casă, suntem, da, ani trec și înapoi n-a să ne întoarcă. Așa e. Și așa că trebuie să mergem în rând cu viața. Unde n-am fi, unde n-am... De parte de casă, tot chem. Asta este. Eu cred că v-ați făcut... Suflet. Cu drag. Am rămas tu împietrită, emoționată. Cu drag. Nu m-am așteptat, cinstit. Copiii v-au felicitat. Eu toți... Parcă am spus că e sară, gata. Nu știu... Nu aștept. Bine, da. Bine. Mulțumesc mult. Cu drag. Cu drag și vă zic o zi frumoasă. La revedere. La revedere și numai bine. La revedere, vă mulțumesc. Iată așa un mesaj frumos, iarăși. De dor, de destinul greu. Ce să facem? Eu v-am spus de multe ori. Nu toți au destin ideal, frumos și de laudat. Fiecare avem câte o bubă care doare. Sau am avut, sau este încă. Și așa că mai bine să fim sinceri, știți, să recunoaștem acolo unde ne doare decât să mințim, că spunem la toată lumea că noi tot e bine. Am spus unde ne doare și după asta ne-a stat mai ușor și mergem mai înainte și mergem mai departe. La mulți ani, doamna Valentina, am avut o deosebită plăcere să vă cunosc și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Iată așa.